dar pentru prima dată am întâlnit fraza care parcă este scrisă pentru mine, și anume, spusa lui Gabriel Garcia Marquez: dați-vă la o parte, eu vreau să vorbesc cu cititorul. Dacă nu era această frază, nu v-aș fi scris. Eu sunt acel cititor fidel al cărții dumneavoastră, care am citit cartea cu creionul în mână și cu carnețelul. Carnețelul pentru a-mi face notițe. Încercam să fac notițe pe marginea cărții, anume locurile care m-au impresionat cel mai mult, care îmi răscoleau sufletul, dar nepoata mea îmi făcea observații că deteriorez cartea. În alte țări, spre exemplu, în Statele Unite sau în alte țări, spre exemplu, se permite că atunci când citești o carte, numai decât să lași însemnare în carte, înseamnă că cu această carte s-a lucrat. În fine, am plâns atunci când am citit pasajul de la pagina 195, Confesiunea Vierii, despre drama ei când s-a despărțit de copil, de Robertino. Am râs când am citit despre lui în pagina 305, la fraza când l-a rugat pe Mihai Volmu să-i dea lui Lihaciov caietele cu gramatica limbii iugrine. Acum stă și el într-un lagăr, dar veți ieși la libertate în aceeași zi. Cartea dumneavoastră este într-adevăr scrisă pentru cititori, și nu cititori simple, dar cititori cu imaginație și cu simțul umorului. M-a amuzat și fraza când se despărțea de terfăloajele care îl încălziră. Aveți o imaginație de invidiat.